Da. Vreau să vă întreb în legătură cu măsurile economice pe care le vedeți absolut necesare începând cu 1 ianuarie. Păi, acum n-are rost să în primul rând, economice. Nu știu dacă a fost și influența mea sau altora, dar mă bucur. L-am auzit pe Marcel Ciolacu spunând o chestie foarte clară la Digi Crești și sunt convins că o va mai spune. Nu creștem TVA-ul la anul și nu renunțăm la TVA-ul la alimente și la... De ce? Sigur că eu țin foarte mult la măsura aia, că oricine, oricine mă întreabă, zi-mă, Ponta, cea mai bună măsură pe care a luat-o ca prim-ministru, eu o pun pe aia, cu TVA-ul. TVA-ul redus la alimente, TVA-ul să spunem. Întâi a scăzut de la 24 la 19 la tot și de la 9% pentru alimente. Pentru alimente, servicii, turism și așa mai departe. Dar de ce țin la ea? Nu doar așa că hai, m-am luat-o eu și... Pentru că această măsură a permis unor firme românești, multe, și clasei de mijloc, aia mărâtă cât e în România, să prindă un pic de cărniță, cum se zice, de mușchiuleț, adică din 2014 încoace, firme românești, firmele străine n-au beneficiat de chestia asta, că pentru ele nu conta. Tot aia e, da. Dar firmele românești, domne, au beneficiat de chestia asta, au rezistat la pandemie, au rezistat la... Păi și ce folos, că ne-a dat în cap domnul Boloș. Știu, deci aia a terminat toate IMM-urile. A terminat IMM-urile, a terminat micul întreprindere. Deci această măsură... A terminat software-ul, construcțiile, agricultura... Faptul că a anunțat Ciolacu chestia asta e un lucru foarte bun. Sigur că după aceea vine întrebarea. Bine, mă, nu crești TVA-ul că o să fie un dezastru. Dar ce faci totuși? Că ai gaură anul ăsta 25 de miliarde de euro. Cea mai mare gaură ever... Vreodată. Da. Totuși Băsescu ne-a împrumutat pe 20 atunci. Acum e deja 25. Și atunci m-am uitat și mă preocupă și lucrez la chestia asta. Nu știu cine va fi ministrul de finanțe, prim-ministru, dar dacă mă întreabă o să le arăt ce am văzut și ce. Problema statului român nu e că nu încasează mai mult. În fiecare an încasează mai mult. În sensul că românul plătește și românul persoană privată și firmele plătesc mai mulți bani decât anul trecut. Problema este că cheltuie mult prea mult. Statul. Statul, da. Și atunci, mă, la încasări nu prea am cum să lucrez. Decât la evaziune fiscală, e o poveste. E o poveste. E o poveste, eu nu cred. Știu că și dumneavoastră ați încercat-o și nu merge. Nu, ea e o poveste. Deci lasă încasările așa cum sunt acum, care, adică cresc. Dacă ajuți firmele. Vă spun că nu crezi, ținând seama de numărul uriaș de micro-întreprinderi care au intrat micro-întreprinderile, în întoarce-te și lasă-le în pace. Nu mai plătește la timp constructorii care lucrează... Sunt mulți în insolvență, fiindcă n-au primit banii de la stat. Plătește la timp, tu, statul, plătește-ți datoriile. Statul nu plătește la timp. Am învățat de nou cuvântul arierate. Da, ceea pe care le eliminasem cu totul. Termină cu hărțuirea de la ANAF. Că una e să meargă ANAF-ul să controleze și alta e să-i hărțuiască. De ce? Că ANAF-ul se duce peste aia care plătesc. Da. Nu se duce peste aia care nu plătesc. Și cu amenzi, și cu controle, și cu recalculări. Știe ANAF-ul, îi trimite ANAF-ul firmei de contul de TVA. Firma zice, păi de-aia am contabil ca să fac de contul de TVA. Tu vino să mă prinzi dacă fur ceva. Nu-mi faci tu. Tu ești contabilul meu, ANAF-ul. ANAF-ul ne stare să calculeze. Sunt măsurile aberante. Aberante, total. Da. De ce sunt aberante? Că n-au legătură cu realitatea. Da. Ele sunt făcute într-un birou, într-un pix, într-o lume care nu există. Probabil că domnul Boloș n-a dat o factură niciodată și îl păcălesc cei din jurul Sigur, lui. Sigur. Bun, și atunci la anul, cine a venit prim-ministru cu sprijinul președintelui, că altfel nu se poate, sper Ciolacu președinte și prim-ministru cineva curajos, să vină să spună, băi oameni buni, noi încasăm 100 de lei. Nu pot să încasez mai mult din creștere de taxe, că omor tot. Dar în schimb cheltuim 120 de lei. Hai să începem să vedem de unde cheltuim. De unde mai tăiem cheltuielile? Pentru că jumătate din cheltuielile statului român, dacă le tai, nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă... Dacă